Bună ziua, domnule viceprimar! Bună dimineața! Astăzi se desfășoară un eveniment important la Turda, este vorba despre bursa locurilor de muncă de LONGHI. Știu că ați avut un aport important la această activitate. Într-adevăr, astăzi este o zi foarte importantă pentru cetățenii municipiului Turda. Vreau să vă spun că avem o colaborare foarte bună cu cei de la DeLonghi. Ne dorim să avem ca lucrurile să meargă la fel și pe viitor. Dânșii au venit înspre primăria Turda cu gânduri foarte mari. Vor să angajeze câteva sute de persoane la compania pe care dânșii o conduc. Eu cred că este un aspect foarte important pentru cetățenii municipiului nostru, deoarece, după cum foarte bine eu, unul, l-am constatat în cei peste 3 ani de zile Activitate. de activitate, că resursa locurilor de muncă este una foarte importantă și este o problemă stringentă la nivelul municipiului Turda. Locurile de muncă pe care ei le oferă sunt ca o perspectivă foarte bună pentru marea masă a cetățenilor municipiului Turda și atât condițiile pe care le oferă sunt unele foarte avantajoase, zicem noi, raportat la faptul că o să ofere transportul gratuit, vor oferi acele etichete de masă, cât și acea masă caldă în cadrul companiei pe care o dețin. Noi ne dorim ca cât mai multe persoane din Turda să vină la acest târg de locuri de muncă pe care îl organizăm astăzi, în așa fel încât ei să-și poată constitui o bază de date foarte bună. Bineînțeles, persoanele vor fi angajate în decursul mai multor luni. Dar odată ce baza de date va fi una făcută, lucrurile vor fi mult mai simple. De ce credeți că și-au îndreptat atenția spre orașul nostru? Mă bucură ideea de a veni înspre Turda. Am avut o discuție cu ei și până mai ieri, să zic așa, să folosim trecutul, resursa umană o luau din zona Deșgherla. După cum bine știți, în acea zonă, industria este una mult mai bună decât este la noi. Și se pare că deja personalul, sau mă rog, persoanele interesate, au cam fost deja trecute prin mai multe filtre a unor companii care își desfășoară activitatea acolo. Din moment ce oficialii de la de Longhi au venit înspre Turda, asta înseamnă că în acel loc nu mai găsesc ceea ce au nevoie. Eu cred că, având în vedere structura cetățenilor din municipiului Turda, faptul că foarte mulți au activat la fabricile care existau în Turda, există și acea calificare pe care noi o putem oferi, pe care fiecare dintre viitorii angajați o au și experiența pe care deja o dețin. Eu cred că și acest lucru a fost un aspect important care a contat în opțiunea lor de a veni la Turda. Vă mulțumesc mult pentru timpul alocat. Mulțumesc și eu pentru interviu.